Ascultă, se aude un glas, se aude o șoaptă ciudată și parcă în piept un talaz începe să bată. Ascultă, ori nu-l mai cunoști și totuși e atât de aproape, în el e un freamă de oști, un murmur de ape. Ascultă, ce largi simfonii și parcă de mult înainte ți-era cunoscut. Nu-l mai știi, încearcă și adu-ți aminte. Odată când primul păcat te-a frânt sub întâia povară, atunci ți-a vorbit răspicat prima oară. Apoi ți-amintești undeva se vorbea de Iisus, de salvare. Tu nu ți-ai dat seama, era o a doua chemare. De atunci, din zori când te scoli și noaptea când liniștea crește, prin oameni, prin visuri, prin boli, mereu îți vorbește. Și simți un fior, dar degrabă păcatul te cheamă, te cere. Ce-a fost, conștiința te întreabă? Nimic, o tăcere. Nimic, să te ascunzi cu o minciună? Nimic, e un duh ce se joacă? E un foșne de frunze, o glumă, o vorbă de clacă? Ascultă, acel ce-ți vorbește prin visuri, prin bolta senină, e glasul ce-n veci poruncește să fie lumină. E glasul rostind cu amar o sânda ce-a fost să rămână. Țărână, întoarce-te dar din nou în țărână. E tunetul larg pe Sinai, ce aduce din cer printre stele poruncile sfinte, dar vai, cât de grele. E glasul de sute de ani ce tot mai puternic străbate, ferice de voi cei sărmani cu inimi curate, căci Tatăl atât v-a iubit că a dat Fiul Său sus să moară, ca oricine crede în El să nu piară. Și toate acestea ce sunt? Un foșneț zadarnic de toamnă? Chemarea Părintelui Sfânt nimic nu înseamnă? Ascultă, cu același ecou, acel ce-ți dă viață și pâine, din nou îți vorbește, din nou, acum, dar mâine? Ascultă, el vine curând să cheme pe nume pe ai săi. O, cum vei privi tremurând albastrele căi? Ascultă, căci vremea s-a dus și nu-ți mai rămâne prea multă, dar vino acum la Iisus și ascultă. Amin.